În ciuda recomandărilor pompierilor sădmăreni, și la acest sfârșit de săptămână s-au înregistrat 3 incendii în spații deschise și un incendiu în spațiu închis. Au ars în total 28 de hectare de vegetație uscată în localitățile Berea, Satu Mare și Moftinu Mic. Totodată, două echipaje de pompieri au acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o șură din localitatea Rușeni. Focul a fost cel mai probabil provocat de un trăsnet care a lovit șura și s-a oprins astfel paiele și furajele din anexa gospodărească. Au ars 10 metri cubi de lemne de foc, 100 de baloți de paie, dar și 350 de kilograme de porumb.